Acest material este dedicat pofticioșilor. Dacă încă nu ești pofticos, te poți abona și vei deveni unul. Deci, o jumătate de kilogram de făină, două, o lingură, două, dar cum? Întregi sau numai gălbenușul? Hei, salut pofticioșilor, bine ați revenit pe Cub! Da, dragilor, azi fac ceva nemaipomenit, și de simplu și de gustos. Cu ouă întregi, dar separate, cu ingrediente puține, dar delicioase, iar ce va ieși, vă puteți doar imagina. Negresa, ăsta e numele de domnișoară și așa va rămâne mult timp. O domnișoară ce va fi savurată așa cum trebuie, dar mai ales cu glazură de ciocolată. Asigură-te că te-ai abonat la canalul Cub și hai să gătim împreună cea mai bună negresă pe care am făcut-o. Acum gata cu vorbăria, hai să dăm drumul! Vreau să vă fac cunoștință cu lista de ingrediente. E simplă, e accesibilă și cred că dacă stai puțin și te gândești, ai cam toate ingredientele deja în cămară. Nu rămâne decât să te duci imediat după ce se termină acest video și să te apuci și tu. Cred că nu mai are sens să vă spun cum este cafeluța de dimineață cu această delicatese, parcă destinată momentului de dimineață. Iată cum fac eu negresa sufletului meu. Am să cern evident toate ingredientele uscate. Am aici 250 de grame de făină, îi dau drumul în sită. Apoi 50 de grame de cacao și ea în sită. Pofticioșilor, cacao normală este ceva mai deschisă la culoare. Dacă vreți să aveți o cacao mai închisă la culoare, optați pentru cea alcalină. Apoi, ce mai am aici? Am să pun un pliculeț de praf de copt, 10 grame, urmat de 15 grame de zahăr vanilat, o lingură. Și pentru a potența puțin aromele, niciun desert fără un vârf de sare. Jumătate de linguriță este suficientă. Acum, cu grijă de artist care vrea să impresioneze, am să fac și o impresie cu norul ăsta de făină, care s-a abătut asupra mea. După ce a trecut furtuna, am mai făcut câteva ture cu telul prin bol, să mă asigur că am tot în nuanța care trebuie. Urmăresc ca făina să se amestece bine de tot cu cacaoa, dar și cu restul de ingrediente. Compoziția care va rezulta, adică acel aluat, nu va fi amestecat prea tare și am să vă spun imediat și de ce. Am terminat cu ingredientele uscate. Acum îmi voi îndrepta atenția spre cele umede. Pentru compoziția umedă am să folosesc 4 ouă, free range, cum zice americanul, căci da, am făcut și rețeta de brownies, să vezi aia cum a ieșit. Apoi 250 de grame de zahăr, pot pune și alb, dar dacă tot fac negresa, am zis să respect tema, plus că ăsta e un pic mai aromat și îi dă o notă aparte. Una peste alta vreau să topesc tot zahărul brun. Am văzut rețete în care totul se face și mai simplu. Eu merg pe ideea, drumul cel mai scurt e cel pe care îl știi, așa că nu am cum să gafez. Am să mai pun un pliculeț de zahăr vanilat. Se pare că ăsta la aplic e mai aromat decât îl făcut de mine cu păstăi de vanilie. Continui să amestec până ce se va dizolva fiecare granulă de zahăr. Timp suficient să te abonezi, dacă încă nu ai făcut-o, cu notificările deschise, da? Iar dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like acestui video și un share cu prietenii tăi pofticioși, să afle cât mai mulți, toți! Acum, pofticioșilor, revenim cu laptele pe care îl puteți adăuga în compoziția cu ou. Îl puteți pune pe tot odată, la fel și untul. Nu faceți ce fac eu, faceți ce vă spun eu, cum e și zicala. Cine o știe să-mi lase în comentarii, cine ghicește îl ghidez să facă negrese. Ideea e că amestecatul ăsta nu ține o veșnicie și veșnicia are un final și curând se va termina totul. Pentru că da, a sosit momentul să pun compoziția umedă peste compoziția uscată, cum era de așteptat și evident logic să se întâmple. De data asta faceți ce vă arăt, nu ce vă spun. Puneți totul peste tot, iar cu o paletă sau cu un tel începeți să încorporați cele două amestecuri. Sună ca și cum v-aș pune pe tot să faceți o pictură de-a lui Picasso, dar poate vreunui pofticios mai talentat i-am dat o idee. Acum, ce vă spuneam mai devreme, aluatul de negresă trebuie amestecat puțin. Dacă ne apucăm și îl batem cu simț de răspundere, glutenul de făină se va activa, iar negresa nu va ieși pufoasă și aerată. Într-o tavă cu fund detașabil am să pun puțin ulei pentru a unge tava. Mă asigur că am pus peste tot. Ce urmăresc eu de fapt? Vreau că atunci când voi pune folia de copt, aceasta să nu se lipească de tavă și să nu mă încurce. Eu am tăiat deja hârtia în bucățele necesare și am să o așez în tavă. Hârtia va adera foarte bine la ulei și în felul acesta am rezolvat o problemă delicată cu lipitul și desprinsul prăjiturii din tavă. Stai așa să-mi fac puțin loc, așa se întâmplă când angajații lucrează de acasă, ajung să fac totul singur. Evident că voi pune și puțin ulei peste hârtie, astfel sunt sigur că totul e sigur și că nu voi avea probleme la desprins hârtia de pe negresă. Șterg și aici surplusul de ulei și când am undă verde de la împărăție, am să dau drumul la compoziția de negresă în tavă. Dacă minutul 4 și 50 de secunde ți-a trezit simțuri, înseamnă că până acum nu ai făcut niciodată negresă sau încă nu ai copii. În ambele cazuri te vei căli, acum poți doar să întorci capul în stânga sau în dreapta până ce termin de așezat totul. Gata, poți să te uiți, serios, poți să te uiți. Te rog să nu dai share pofticioșilor cu dedicații minutul 4 și 50 de secunde. Se vor dezabona de la canal, iar eu mă chinui să fac abonați. Luăm tava și de supărare o lovim de masă de 1, 2, 3 ori. Și da, la cuptor cu ea. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 180 de grade și am să o las 30 de minute. După 30 de minute îi facem testul cu scobitoarea și dacă îl trece, e gata. Acum am să mă ocup de glazură. Pun în vas o cană cu apă, las să ajung aproape de punctul de fierbere și reduc focul. Eu am plită, așa că reduc ce? Puterea? Pun bolul peste cratiță și încep să rup în bucăți cele 200 de grame de ciocolată cu lapte și 50 de grame de ciocolată amară. Cea mai amară. Eu am zis să nu exagerez și am pus de 95% cacao. E cum ar zice mama, o travă. Acum, dacă mă întrebați pe mine ce ar trebui să pun prima dată, ciocolata sau laptele, nu știu ce să vă zic. Știu doar că am pus ciocolată cu lapte, deci dacă e ceva greșit, nu pot fi tras la răspundere, că eu am pus și una și alta, din prima. Iar cei 150 de ml de lapte sunt doar așa, ca să mă lungesc compoziția, nu ca să fac o cremă de ciocolată să o pot întinde. Serios. Din fericire, noroc că nu mă ia lumea prea în serios și unii dintre pofticioși mai știu bucătărie. Dar hei, eu încerc să fiu amuzant și vreau ca atunci când gătești cu mine, dacă nu-ți iese, măcar să te antrenezi să faci haz de necaz. De data asta cu ciocolata parcă nu-ți mai vine să întorci capul, ori creierul s-a obișnuit, ori ai mai mâncat ciocolată. Uite numai cum curge și cât e de fină. Nu rezist, trebuie să gust, altfel ce sens ar mai avea viața asta? Îmi lipsește o căpșună acum, chiar e mișto. Da, pofticioșul, opresc plita de la singura treaptă de putere, mă mai joc puțin cu ciocolata și asta e marea și delicioasa glazură de ciocolată cu care voi îmbrăca negresa. Nimic complicat, doar multe vorbe. Am să dau puțin deoparte crema și am să aduc de la cuptor această brownie de România, căci au trecut cele 30 de minute și nu vreau să o ard. Nu de altă, dar nu mi-aș da seama prea ușor dacă am ars-o sau nu. Fac testul cu scobitoarea, să vedeți și voi cum trebuie să iasă. Înțep și da, iată, curat, curat, fără pic de firmitură pe ea. Sunt ok și cu CTC-ul. Acum o voi scoate din tavă și o voi pune pe acest grătar să se răcească câteva minute, 10-15, nu mai multe. Văd că la scobitoare i-a cam plăcut testul cu negresa. Ia treci tu înapoi în buzunar. Scuze pentru incident, e scobitoare. Apuc cu încredere, așez cu încredere, desprind cu încredere și tot cu încredere părăsesc studioul pentru cele 15 minute, de care v-am spus mai devreme. Ce am urmărit de fapt a fost să mai temperez puțin căldura interioară. Mamă cum sună asta, totul e dragoste în jur. Stați să încerc și cu fizica, să sune ceva mai serios. Când voi întinde glazura, căldura reziduală va ajuta ciocolata să ajungă egal distribuită și va avea un aspect fin când se va răci cu totul. Până la urmă e negresă, dragii mei pofticioși, nu am cum să mă comport altfel decât ca un îndrăgostit la prima dragoste. Iar când încep să torn finețea asta de ciocolată peste finețea asta de negresă, simt cum divinitatea îmi șoptește la ureche numai lucruri frumoase. Cum că toți cei care s-au uitat la această rețetă sunt abonați, iar cei care nu erau abonați s-au abonat. Oare așa o fi? Să nu fie de ochi. Apropo, tu când ai mâncat ultima dată o negresă? Ia lasă-mi un comentariu să văd și eu câți pofticioși de negrese am eu aici. Hai că am isprăvit și cu glazura, nu pun mai mult. Cine împarte, parte-și face. Ia uitați și voi puțin, de acum ne mai desparte doar o clipă până la mare degustare. Ce v-am spus eu? Am să o tai în pătrățele de 5 pe 5 cm sau cât lama cuțitului, cel mai mare. Așa țin eu minte că făcea mama, nu găsea niciodată metrul croitor să măsoare. Mamă, scuze, dar adevărul trebuia să iasă la lumină. Eu a trebuit să fac o facultate și tot nu-mi iese cum ar trebui. Cred că o fi din cauza ochiului. Stați să rescriu. Tai negresa în cubulețe. Apoi iau partea din colț. Nimeni nu vrea colțul, doar soacra mea ce mai răvnește la el. Hai să gust. Oh, da, mă furnică tălpile, mi se ridică părul pe brațe, simt furnicături și după cap, simțurile mele o iau razna. Ce să mai, orgasmic, căde, e prăjitura mea preferată încă din copilărie. Ia uitați-vă și voi, e delicioasă de dreptul, aș mânca și nu m-aș mai opri. E demnă de clubul farfuriilor cu late lună și e desertul visurilor mele. Da, așa este pofticioșilor, îmi place ce fac și sunt recunoscător pentru tot ce am primit până acum. Iar când văd reacții frumoase din partea celor care mă urmăresc, fiecare like, fiecare share, fiecare abonare, nu pot să fiu decât și mai fericit. Vă mulțumesc vouă, pofticioșilor, că mă urmăriți și vă îmbrățișez. Până data viitoare, eu sunt Paul, cel care gătește, filmează, editează și scrie pentru oameni frumoși ca voi. Dacă ți-a plăcut, te invit să-mi dai un like, un share, să comentezi, să te abonezi, apasă și pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile rețete, vezi și ce am gătit până acum. Eu servesc în fiecare miercuri de la 17:30 un nou episod și nu uita să dai play pe Qoob.